Școlile profesionale, inclusiv în formele sale mai noi, cunoscute ca învățământ dual, sunt o necesitate pe piața muncii din România. Acest lucru a fost recunoscut și de către ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, în recenta sa vizită de la Deva. Ministrul consideră că o forță de muncă bine pregătită atrage de la sine și investitori. În paralel cu acest aspect, Raluca Turcan a anunțat că în curând vor fi fonduri europene la dispoziția angajatorilor pentru calificare. Profesională. Investițiile nu pot fi atrase decât dacă găsesc în România forță de muncă bine pregătită, ceea ce înseamnă învățământ profesional în sistem dual, înseamnă cuplarea sistemului de educație cu cerințele pieței muncii și calificarea potențialilor angajați, astfel încât angajatorii să poată să beneficieze de forță de muncă bine pregătită. Acesta este și unul dintre obiectivele pe care ni le-am asumat prin Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, să creștem nivelul calificărilor utile în România, standardizate, astfel încât angajatorii să poată să le acceseze mult mai ușor. De asemenea, pe fonduri europene, în materie de calificare a forței de muncă, vom crea un program național finanțat pe fonduri europene, prin care angajatorii să acceseze singuri fonduri europene pentru a-și crea a-și pregăti forța de muncă. În municipiul Deva, autoritățile din domeniu și-au dat mâna pentru dezvoltarea învățământului dual. Primăria se implică în viața comunității și în sprijinul antreprenorilor și în egală măsură al persoanelor care doresc să se angajeze, și aici aș putea să vă spun doar de relația pe care o avem pe partea de învățământ dual. Suntem parteneri activi împreună cu prefectura, cu inspectoratul școlar județean și asigurăm tot cadrul financiar necesar pentru ca învățământul dual să se dezvolte în municipiul Deva. La Deva chiar s-a finalizat un proiect pilot privind învățământul dual, sugestiv intitulat Școala și cariera, fii meseriaș, care are o ofertă atractivă pentru absolvenții clasei a 8-a. Învățământul dual este important în contextul actual, astfel la nivelul inspectoratului școlar avem o ofertă de 2 clase și jumătate, iar această campanie se concentrează pe o clasă care din toamnă va porni la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hunuzescu din Deva. Această campanie este realizată în colaborare cu o firmă franceză, cu instituția prefectului județului Hunedoara, cu primăria Deva și cu acest colegiu, respectiv instituția noastră. Este vorba de 12 locuri pentru elevi care vor avea o specializare de mecanici în instalații pneumatice și hidraulice. Este foarte important de știut pentru părinți că la această clasă așteptăm înscrierea elevilor în perioada 5-14 iulie și că vor fi foarte multe facilități pentru acești elevi, inclusiv asigurarea cazării și mesei de către primăria Deva și, de asemenea, o serie de programe de formare personală pentru acești elevi. Absolvenții de clasa 8-a care optează pentru calificarea în meseria de mecanic de echipamente hidraulice și pneumatice vor avea o bursă de 400 de lei lunar și la terminarea celor 3 ani de școală profesională în sistemul de învățământ dual au posibilitatea să-și continue studiile liceale.